Sesiunea de toamnă a examenului maturității a debutat astăzi cu prima probă orală, cea la limba și literatura română. Cu aceleași emoții, candidații au așteptat la uși pentru a fi examinați. Deși nu sunt la prima tentativă de a da bacul, unii dintre foștii elevi nu au așteptări prea mari nici de această dată. De data aceasta un pic mai ușor. V-ați pregătit mai mult? Nu chiar. Ce v-a picat? Întrebări argumentative despre iarnă, despre sărbători. Sperați o notă mai bună în sesiunea aceasta? Nu chiar. A fost ușor. Mai pregătită decât data trecută? Da. Sunt vreo 12 ani de când am terminat forma asta de învățământ și am hotărât să termin și cu examenul ăsta. De ce? Tocmai acum? Păi e momentul să aducem și lucruri bune în viața noastră, să definitivăm anumite proceduri pe care le-am început cu mulți ani în urmă. Vară? Ați încercat în vară? Nu, n-am încercat decât o singură dată atunci când am terminat liceul de 12 ani. Pentru sesiunea de toamnă a bacalaureatului la nivelul județului Gorj au fost stabilite 6 centre de examen, 4 în Târgu Jiu și 2 în județ. Elevii au fost repartizați în așa fel încât, pentru prima probă, să fie examinați cu toții într-o singură zi. Noi avem înscriși 62 de candidați și avem două subcomisii, câte 31 la fiecare subcomisie. În sesiunea din vară, peste 5.000 de elevi gorjeni și-au încercat norocul. O parte dintre ei nu au reușit să promoveze primul examen important din viața lor, astfel încât s-au înscris din nou la examen. Așa se face că peste 2.000 de elevi vor fi din nou examinați. Avem înscriși 2.456 de candidați. Examenul se va susține în cele 6 centre de examen, 4 în Târgu Jiu, 2 în județ, iar lucrările vor fi evaluate în cele 2 centre de evaluare constituite la nivelul Târgu Jiului. Probele scrise vor debuta pe 26 august cu examenul la limba și literatura română, urmată de proba obligatorie a profilului și de cea la alegerea specializării. Afișarea rezultatelor se va face pe data de 2 septembrie până la ora 12, urmând ca în aceeași zi să fie depuse contestațiile în intervalul orar 12-16.